Deschidem Biblia cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 22. Mesajul de astăzi l-am intitulat Psalmul Crucii, prorocia Calvarului. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi, fără să mă ajut și fără să ascult plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: S-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la sânul mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de la mine cât se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă pielea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel. Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. Psalmul 22 este un psalm profetic mesianic. El a fost scris de David cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos și descrie în detaliu suferința Domnului Iisus pe cruce. Încă din veșnicie Dumnezeu a făcut un plan de salvare pentru omul căzut în păcat în grădina Edenului. Iată ce frumos vorbește Biblia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Domnul Iisus Hristos a venit în lume să facă voia Tatălui. Înainte de întrupare, El spune Tatălui: Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine,
Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Primul lucru pe care vreau să-l vedem studiind psalmul acesta sunt 7 profeții despre Domnul Iisus Hristos la cruce. Iată prima profeție spusă de David. Domnul Iisus va fi părăsit de Dumnezeu Tatăl. Versetul 1. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi, fără să-mi ajut și fără să-mi asculți plângerile mele? Cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos, David a profețit cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Iată împlinirea în Noul Testament, Matei 27, versetul 46. Și pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dragilor, noi știm că Dumnezeu Tatăl l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos datorită păcatului. La crucea de la Golgota, El s-a încărcat, a luat asupra Lui păcatul nostru. Al doilea lucru profețit de David este întunericul din ziua morții Domnului Iisus. Versetul 2. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Domnul Iisus a stat în agonie pe cruce 6 ore. 3 ore a fost zi și 3 ore a fost întuneric. El a fost răstignit la ora 9 dimineața și a murit la ora 3 după amiază. Imaginați-vă 6 ore în agonie pe cruce, pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Un Dumnezeu sfânt, care a iubit această lume și o iubește în mod constant, l-a trimis pe singurul său fiu să moară pentru păcatele noastre. Și Biblia ne spune că s-a făcut un mare întuneric peste toată țara. Iată ce citim în Matei 27, versetul 45. Aici avem împlinirea acestei profeții în Noul Testament. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Cât de frumos a spus Adrian Rogers, soarele care se uitase la un asemenea haos, o asemenea murdărie, la o asemenea crimă, și-a ascuns fața și a refuzat să strălucească atunci când Iisus, mielul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre. În al treilea rând, David a profețit disprețul și batjocora Domnului Iisus pe cruce. Versetul 6. Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic. S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. Când Domnul Iisus era pe cruce, el a fost batjocorit de preoți, de trecători, de soldații romani și de cei doi tâlhari. În versetul 39 din Matei 27 avem împlinirea acestei profeții. Haideți să ascultăm aceste cuvinte. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, Tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Dragilor, profeția lui David s-a împlinit cu acuratețe. În versetele pe care le-am citit găsim mai multe categorii de oameni care l-au disprețuit și l-au batjocorit pe Domnul Iisus Hristos. În primul rând sunt menționați trecătorii care îl batjocoreau, își băteau joc de el. Apoi avem pe preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii. Sunt prezentați în cuvântul lui Dumnezeu tâlharii care erau răstigniți împreună cu el și ei aruncau aceleași cuvinte de
batjocură. La un moment dat, unul din ei s-a trezit, a realizat că ceea ce face nu este bine și a spus Domnului Iisus Hristos: Doamne, ai milă de mine, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul Iisus i-a spus: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, în paradis. În al patrulea rând, din trupul Domnului Iisus va curge sânge și apă. Versetul 14. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Doctorii confirmă că sub presiuni mari, când durerea este foarte mare, din corp poate ieși sânge și apă. Suferința Domnului Iisus Hristos a fost în primul rând o suferință a inimii. El s-a împovărat cu păcatul nostru. Împlinirea acestei profeții o găsim în Ioan capitolul 19, versetul 34. Ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Dragilor, Hristos a avut parte de o suferință teribilă. Brațele i-au fost dislocate. Imaginați-vă durerea pe care a suferit-o el atunci când crucea a fost ridicată și lăsată în groapa aceea care a fost făcută pentru ea. În momentul acela durerea a fost groasnică. Brațele lui au fost dislocate. Hristos s-a împovărat cu păcatul nostru. A luat asupra lui povara întregii lumi. În al cincilea rând, David a profețit setea Domnului Iisus pe cruce. Hristos a îndurat o sete teribilă. Cel care a creat universul, galaxiile, oceanele, izvoarele, a suferit de sete și nu a primit o picătură de apă. Versetul 15. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Atunci când Hristos avea nevoie de apă, ce au făcut soldații? I-au dat oțet să bea. Iată împlinirea acestei profeții în Ioan capitolul 19, începând cu versetul 28. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și i l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Dragilor, Hristos a murit pe cruce însetat, împovărat cu păcatele noastre. În al șaselea rând, David a profețit oamenii nelegiuiți din jurul crucii. Priviți la versetul 16. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Dragilor, soldații romani l-au crucificat pe Domnul Iisus Hristos ca pe un criminal. Erau oameni cruzi, oameni barbari, s-au comportat ca niște câini. Notați această expresie, o ceată de nelegiuiți. Erau oameni răi, oameni păcătoși, criminali, murdari, s-au unit cu toții ca într-o haită să-L ucidă pe Cel ce este Sfânt, Cel care este nevinovat, Fiul lui Dumnezeu. La un moment dat, Domnul Iisus a pus fariseilor această întrebare: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Cu siguranță, nici unul dintre ei n-a putut demonstra că Domnul Iisus Hristos este un om păcătos. El era Fiul lui Dumnezeu, cea mai nobilă persoană, cel mai sfânt, cel mai curat. Dar noi, oameni păcătoși, L-am ucis prin păcatele noastre. Noi suntem cei care L-am crucificat și El a suferit din dragoste pentru noi. A făcut-o voluntar. Iată ce spune Isaia. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Acum 2000 de ani, la crucea de la Golgota, Hristos a murit pentru noi. Așa cum spune o cântare:
Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus viața și-a dat. În al șaptelea rând, David a profețit oamenii care vor trage la sorți pentru cămașa Domnului Iisus. Versetul 17 și versetul 18. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cu aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos, David a profețit în detaliu scena crucificării. Soldații romani au tras la sorți pentru cămașa Domnului Iisus și în felul acesta s-a împlinit această profeție. Versetul 35 din Matei 27 citim. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Psalmul 22 este un psalm extraordinar. Am descoperit 7 profeții cu privire la Domnul Iisus Hristos și la suferința Lui pe cruce. Haide să le recapitulăm. Prima este aceasta. Domnul Iisus va fi părăsit de Dumnezeu Tatăl. A doua, David a profețit întunericul din ziua morții Domnului Iisus. În al treilea rând vedem disprețul și batjocura Domnului Iisus pe cruce. În al patrulea rând, din trupul Domnului Iisus va curge sânge și apă. În al cincelea rând avem setea Domnului Iisus pe cruce. În al șaselea rând, oamenii nelegiuiți din jurul crucii prezentați care s-au aruncat asupra Domnului Iisus Hristos ca niște câini, ca niște animale sălbatice. În al șaptelea rând vor trage la sorți pentru cămașa Lui. Haideți să vedem acum al doilea lucru și anume atitudinea sau comportamentul Tatălui față de Fiul. Despre aceasta citim în versetul 1 la versetul 5. Dar aș vrea să ascultați, un tată bun, un tată adevărat iubește. El poartă de grijă, un tată adevărat protejează, călăuzește, se cheltuie pe sine. Priviți în România și în diferite state din comunitatea europeană, un tată care este irresponsabil va pierde dreptul asupra copilului. Copilul acela va fi preluat de autorități și nu va crește în sânul familiei. Când citim Sfânta Scriptură, Biblia, vedem cum Dumnezeu a făcut declarații de dragoste Fiului Său. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. În primul rând, uitați-vă la botezul Domnului Iisus în râul Iordan. Dumnezeu declară despre Fiul că este Fiul prea iubit. Luca, capitolul 3, versetul 22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Apoi un alt exemplu îl avem pe muntele schimbării la față. Acolo Domnul Iisus Hristos a schimbat la față în fața ucenicilor Săi. A fost văzut în toată splendoarea, în toată măreția, în toată gloria Sa. Matei capitolul 17, versetul 5. Pe când vorbea El încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra Lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Fiul acesta prea iubit, Dumnezeu își găsește plăcerea în El. Dumnezeu Tatăl a declarat despre Fiul că este Fiul prea iubit, că își găsește plăcerea în El. Totuși, la crucea de la Golgota vedem cum Dumnezeu și-a părăsit Fiul în cele mai grele clipe. În clipe de suferință, agonie, moarte. Uitați-vă în versetul 1. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi, fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Versetul 4.
În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către tine și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Dragilor, la crucea de la Golgota, Dumnezeu a întors spatele Fiului Său, așa că toată mânia lui Dumnezeu a fost revărsată asupra Domnului Iisus Hristos, Cel care a rămas loial, fidel, credincios până la capăt. Întrebare: de ce a părăsit Dumnezeu Tatăl pe Fiul? Dragilor, El a părăsit datorită păcatului. Priviți în versetul 3. Totuși tu ești cel sfânt, adică separat de păcat. Despre asta citim și în cartea Habacuc, capitolul 1, versetul 13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Ana a spus că nimeni nu este sfânt ca Domnul. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 2. Iar în cartea Apocalipsa citim din nou și din nou aceste cuvinte: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. La crucea de la Golgota, Domnul Iisus Hristos s-a încărcat cu păcatele noastre și Dumnezeu și-a întors fața de la El. Dragul meu, păcatul fascinează, dar apoi asasinează. Păcatul pune o barieră, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și Biblia ne spune că plata păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu pentru veșnicie. Iată ce spune Isaia: Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Isaia, capitolul 59, versetul 1. La crucea de la Golgota, Domnul Iisus Hristos a luat păcatul asupra lui. Avem din nou cuvintele lui Isaia: S-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Dragilor, Dumnezeu a întors spatele Fiului Său ca noi să devenim fiii lui Dumnezeu, ca noi să moștenim cerul, paradisul. Și aș vrea să vă dau o ilustrație să înțelegeți dragostea lui Dumnezeu și sacrificiul pe care l-a făcut El pentru noi. Un tată avea un fiu pe care îl iubea foarte mult. Fiul acesta iubea să privească trenul, așa că tatăl l-a luat într-o zi cu el la servici. Tatăl lucra la un pod mobil care se ridica în sus de fiecare dată când pe apă veneau vapoarele care trebuiau să treacă pe sub pod. Însă, într-un moment de neatenție, fiul s-a coborât sub podul ridicat în timp ce venea trenul. Imaginați-vă, în tren era o grămadă de oameni, cei mai mulți oameni erau oameni păcătoși, mincinoși, idolatri, oameni care trăiau în idolatrie, și în momentul acesta tatăl a trebuit să aleagă: fie să zdrobească fiul care era sub pod și în felul acesta toți oamenii din tren să trăiască, sau să lase podul ridicat, să-și salveze fiul și toți oamenii din tren să moară. Cu inima zdrobită, a lăsat podul în jos, iar fiul său a fost zdrobit, ca toți cei care erau în tren să trăiască. Și aș vrea să spun, dragul meu, acum 2000 de ani, Dumnezeu Tatăl l-a zdrobit pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca tu să ai viață, și nu doar viață, ci tu să ai viață veșnică. Primul lucru la care am privit au fost cele 7 profeții despre suferința Domnului Iisus în Psalmul 22. În al doilea rând, am văzut atitudinea sau comportamentul Tatălui față de Fiul. În al treilea rând, atitudinea noastră față de Mântuitorul. Despre aceasta citim începând cu versetul 12 până la versetul 21. Oare cum ne-am comportat noi față de Mântuitorul? Dragilor, noi ne-am comportat cu dispreț și batjocoră. Priviți în versetul 12. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Dragilor, ne-am comportat ca niște fiare, ca niște animale sălbatice ce sfâșie prada capturată.
Taurul prezentat aici, în cuvântul lui Dumnezeu, noi știm că este un animal puternic. Este remarcabil pentru mândria lui, pentru modul în care își exercită puterea. Dar notați această expresie, o mulțime de tauri, ceea ce reprezintă ceata oamenilor religioși care l-au respins, l-au batjocorit și condamnat pe Domnul Iisus Hristos la moarte. Sunt cărturarii, fariseii, bătrânii norodului. Ei, cei care au dat banii lui Iuda să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos și să-l vândă. Vedem ceva despre mândria lor în versetul 41 din Matei 27. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții a mântuit, iar pe alții nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Noi l-am răstignit fără niciun pic de milă. Iată cuvintele lui Petru adresate evreilor în ziua de Rusalii. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dragul meu, și tu ești vinovat și eu sunt vinovat, pentru că toți ne-am unit împotriva lui cu cei răi. Priviți în versetul 13. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Ca niște câini mă înconjoară o ceată de nelegiuiți, dau târcoale împrejurul meu. Versetul 16. Îmi aduc aminte, cu ceva timp în urmă, într-o duminică dimineață, mergeam la o biserică în mijlocul iernii, am rămas împotmolit în zăpadă, a trebuit să mă întorc înapoi în sat să cer o lopată pentru a da la o parte zăpada din jurul mașinii. La un moment dat, undeva în câmp, am văzut câțiva câini mari, ciobănești, trei dintre ei, cum alergau cu o viteză mare spre mine, doreau să mă nimicească. Cu siguranță am fost binecuvântat, păzit de Dumnezeu, s-a apropiat cineva din sat care i-a certat, câinii apoi s-au retras după ce o perioadă bună de timp m-am luptat cu ei, dar aș vrea să vedeți comportamentul nostru față de Domnul Iisus Hristos. Ne-am deschis gura împotriva lui ca un leu care sfâșie și care răgnește. L-am înconjurat ca niște câini, o ceată de nelegiuiți. Dragilor, vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos fariseilor în grădina Ghețimani? Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară la ceasul hotărât de Dumnezeu. În al patrulea rând, aș vrea să vedem atitudinea Domnului Iisus față de Dumnezeu Tatăl. Versetul 6. Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Ceea ce vedem în versetul acesta este o smerenie extraordinară a Domnului Iisus. De fapt, atunci când Domnul Iisus era pe pământ, a spus aceste cuvinte: învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dar în versetul acesta citim aceste cuvinte: dar eu sunt vierme, nu om. Și asta ne spune nouă ceva despre Domnul Iisus Hristos. Dragilor, un vierme este mic, este fără importanță, fără ajutor. Oricine poate să-l zdrobească. Domnul Iisus Hristos a lăsat zdrobit, călcat în picioare, ca noi să fim câștigați pentru cer. Așa cum spune versurile unei cântări: și zdrobit ca un trandafir, tu ai murit și te-ai gândit doar la mine. Dar Domnul Iisus Hristos de asemenea a dat dovadă de încredere în Dumnezeu. Priviți în versetul 22 și 25. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. El știe că Dumnezeu în final îi va da biruință. În continuare el spune: în adunarea mea cea mare tu vei fi pricina sau motivul laudelor mele. Dragilor, crucea, ceea ce părea o slăbiciune, a fost arma lui Dumnezeu împotriva diavolului.
Care a fost atitudinea Domnului Iisus față de Dumnezeu Tatăl? O atitudine de smerenie, încredere în Dumnezeu și apoi vedem credincioșia Lui, El a rămas credincios Tatălui și credincios nouă până la final. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Când era pe cruce, a fost ispitit să se coboare jos de pe cruce. Oamenii au strigat: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Și Domnul Iisus Hristos putea să se coboare de pe cruce. Putea să apeleze la 12 legiuni de îngeri, care în orice clipă, în orice moment i-ar fi venit în ajutor. Dar n-a făcut-o, ci a rămas acolo din dragoste pentru tine și pentru mine. A plătit și a rămas fidel voiei lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a fost răsplătit pentru credincioșia Lui. De unde știu asta? Priviți în versetul 30. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor povesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. De asemenea, avem cuvintele profetului Isaia: va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Isaia, capitolul 53, versetul 11. Acolo, la cruce, vedem dragostea lui Hristos față de omul păcătos. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragostea Lui este o dragoste înaltă, trece dincolo de ceruri. Dragostea lui Dumnezeu este adâncă, trece dincolo de adâncul mării. Vă aduceți aminte, profetul Iona, neascultător de Dumnezeu, care a ajuns în adâncul mării, de acolo a strigat la Dumnezeu și a fost salvat în mod miraculos. Dragostea lui Hristos este o dragoste largă. Este loc în brațul său pentru toți, pentru prostituate, pentru criminali, pentru mincinoși, pe toți Hristos vrea să ierte. Dragostea lui Dumnezeu, dragilor, este o dragoste lungă. Amin? O dragoste lungă. Ajunge până la capătul lumii. Dacă mergi în Africa, dacă mergi în Indonezia, dacă mergi în Norvegia, în Danemarca, oriunde mergi, vei întâlni oameni care au fost cuceriți de dragostea Domnului Iisus Hristos. Am privit în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, și am văzut suferința Domnului Iisus Hristos profețită în Psalmul 22. Dar sunt și alte pasaje în Scriptură care vorbesc despre suferința Domnului Iisus. Uitați-vă, de exemplu, în Isaia 53. Apoi avem Genesa 22, când Dumnezeu testează credința lui Avram și îi cere să-l jertfească pe fiul său Isaac. Haideți să citim versetul 2 din cartea Genesa 22. Dumnezeu a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram a fost un om credincios lui Dumnezeu. A făcut tot ceea ce a cerut Dumnezeu să facă. Și în momentul în care a ridicat cuțitul să-l sacrifice, să-l jertfească pe fiul său Isaac, vreau să vedeți intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit un mijloc de salvare, iar în versetul 13 citim: Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Imaginea aceasta văzută de Avram ne spune ceva despre Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Așa l-a văzut Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dragul meu, acum 2000 de ani Dumnezeu l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos pentru tine. El a dat din dragoste ca tu să ai viață. Dar nu uita, tu l-ai răstignit prin păcatele tale și Dumnezeu în dragostea lui îți oferă în Domnul său, în Iisus Hristos, un mijloc de salvare.
De aceea mă rog ca Dumnezeu să te ajute să iei decizii înțelepte, decizii după voia lui Dumnezeu și Hristos să fie prioritatea ta numărul 1, să fie salvatorul tău și să fie Domnul vieții tale. În partea finală acestui mesaj aș vrea să meditez la versurile acestei poezii și spun ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și atât nici crucea nu-l durea cât noi, povara cea mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi cu sufletul ascuns cu mii de patimi l-am străpuns, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu, și noi am râs cu ochi murdari și noi suntem cei doi tâlhari, și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți. Și fără ea toți suntem morți, și eu și tu. Nu doar în stânci sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci, și eu și tu. Și acum Iisus, cel condamnat, azi el te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu?